Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit de aici, de la Constanța. Probabil când mă vedeți zici că e iarnă, nu e iarnă, e toamnă. Dacă vă uitați așa după culori, pare destul de frumos, dar pare doar pentru că e vânt și ăsta e un oraș plin de praf și de moloz. Și vântul ăsta, vă dați seama ce face acestui praf și acestui moloz. Nu mai insist că vă puteți imagina și singur. Însă, nu despre asta am venit să vă vorbesc astăzi, ci despre ceva ce am mai comentat, dar despre asta chiar nu, ci anume despre Polonia vorbim, dar cu legătură, să știți, și cu alte situații, inclusiv cu Israelul. Despre ce este vorba? Doi dintre generalii de top ai Poloniei au demisionat pe fondul conflictelor cu politicienii PiS, partidul ăla conservator, care acum e foarte posibil în weekend să câștige din nou alegerile. Asta vă spuneam, că plecarea lor survine pe fondul acesta cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Polonia. Ei bine, ziarul polonez Rzeczpospolita, un ziar foarte important, a scris că Raimund Andrzej Czak, șeful statului major general al forțelor armate poloneze, și de asemenea Tomasz Piotrowski, comandantul operațional al armatei poloneze, și-au prezentat demisia președintelui Andrzej Duda, comandantul suprem al armatei. Tot acest conflict vine pe un fond. Fondul este acela că generalii s-au plâns că ministrul apărării și în speță partidul de guvernământ, PiS-ul, a folosit forțele armate poloneze ca parte a campaniei electorale a partidului de guvernământ, inclusiv prin publicarea, dacă vă vine să credeți, nerozie, unor părți dintr-un plan de apărare națională top secret de când opoziția era la putere. Adică, de ce ai face așa ceva? Este absolut uluitor și toată chestia asta are o morală care ne apropie puțin de povestea din Israel. Și anume, când partide de genul acesta, care se răfuiesc cu justiția, cu statul de drept, cu democrația liberală de tip occidental până la urmă, când au loc astfel de evenimente, deci într-o țară, indiferent dacă e vorba de Israel sau de Polonia sau de orice altă țară din lume, puterea de apărare a acelui stat scade. Capacitatea acelor instituții, inclusiv a armatei, de a face față onorabil unor provocări, merge în jos. Și Polonia numai de asta n-avea nevoie. Eu l-am auzit pe generalul Andrzej Czak vorbind la CNN cu vreo câteva luni în urmă. Omul era de o elocință, de o elocvență, de o putere de convingere extraordinare, vorbea o limbă engleză de nu-ți venea să crezi, deci dădea impresia privitorului unui profesionist desăvârșit. Nu e bine ca o țară să piardă astfel de oameni pe fondul conflictelor cu politrucii locali. Și văd că asta devine deja un fel de leitmotiv, un fel de fenomen care e foarte preocupant. Iată, s-a întâmplat în Israel, lunile ce au trecut, conflictul societății civile israeliene cu Netanyahu și cu ultraconservatorii din guvernul său de la Ierusalim, demonstrațiile alea fantastice, toate astea au avut repercusiuni teribile asupra Tzahal, adică armatei israeliene, asupra Shin Bet, serviciului intern, asupra Mossad, serviciului extern, asupra funcționării capacității statul israelian de a se apăra eficient. Văd
că o astfel de placă, chiar dacă, sigur, cu alte tonuri, se repetă acum oarecum în Polonia, când generali de top, oameni profesioniști ai armatei poloneze, apreciați la nivel NATO și așa mai departe, își dau demisia și pleacă pe fondul conflictului cu politrucii de acolo. Dacă auziți un șuierat, vă puteți imagina ce este. Nici o protecție de vânt a microfonului nu te poate apăra de briza asta, care mai degrabă aduce acrivăți decât a briza mării. Marea e acolo, dar nu m-am dus pe malul mării, pentru că vă puteți imagina ce ar fi fost. Nu ne-am fi putut auzi. Chiar și așa e destul de dificil. În fine, revenind la temă, toate chestiile astea mă preocupă foarte tare. Pentru că nici Israelul n-ar fi avut voie să cadă, chiar dacă temporar, pentru un pic de timp doar. Și nici Polonia n-are voie să, nu să cadă neapărat, ci să fie percepută ca slăbită. De asta beneficiază doar Rusia putinistă, de slăbiciunea Poloniei, slăbiciunea ei militară, și nu doar militară, și instituțională, și de orice altă natură. Și chestia asta nu ar fi avut voie să se întâmple. Acei oameni trebuiau să rămână la locul lor și să-și facă datoria de militari profesioniști așa cum îi cunoaștem și cum îi cunosc, studiindu-le puțin biografia. Cu toate astea se întâmplă și vă spuneam și ieri de la malul mării că Occidentul, democrația liberală de tip occidental, este la mare încercare în vremurile acestea. Să ne înțelegem puțin asupra unei chestiuni terminologice. Când spun democrație liberală, cred că e destul de limpede că nu mă refer la o ideologie liberală, adică la liberalism. Nici vorbă! Democrația liberală de tip occidental este cea a pluralismului politic, a libertății. Poate să fie la putere orice ideologie. Un partid social-democrat, un partid liberal, un partid conservator, un partid creștin-democrat și așa mai departe. Asta vreau să spun prin democrație liberală de tip occidental. Ei bine, tocmai aceasta este sub presiune și văd că cea mai recentă, nu neapărat victimă, dar înțelegeți ce doresc să spun, este Polonia. Tocmai prin această destabilizare la nivelul armatei, și armata poloneză este o armată puternică, o armată care stă să devină cea mai puternică armată din Europa, prin programul de înzestrare, de înarmare și așa mai departe, și ea este practic în linia întâi. Nu are voie să se întâmple așa ceva. Este o irresponsabilitate extraordinară din partea acestui partid, pe care cred că îl cunoașteți ce orientare are, atât doar că este anti-Putin. În rest, acțiunile sale cu justiția din Polonia, cu statul de drept, cu conceptele de democrație liberală și așa mai departe, sunt arhicunoscute și nu cred că are sens să mai insist. Așadar, observăm că trăim vremuri grele și suntem puși la încercare. Și noi vom fi puși la mare încercare. Deja am fost puși cu vizita președintelui Zelenski, unde prorușii și oamenii cu niște probleme mari de tot au reușit să intimideze această vizită și să-i anuleze președintelui ucrainean discursul în Parlamentul României. N-ar fi trebuit să se întâmple acest lucru, s-a întâmplat. Anul viitor vom avea și noi alegeri. Polonezii le au weekendul ăsta, alegerile parlamentare. Noi le vom avea toate cele patru rânduri anul viitor. În iunie alegeri europarlamentare, apoi alegeri locale, alegeri generale pentru Parlamentul României și, în fine, probabil cândva în decembrie, alegeri prezidențiale. România va cunoaște anul viitor, să știți, o situație extrem de sensibilă, fantastic de sensibilă, foarte multe depind de ce se întâmplă, pentru că alegerile contează, rezultatul alegerilor contează. Și, bine, noi vom avea timp să mai discutăm,
indiferent unde voi fi eu, în ce parte a globului pământesc, despre chestia asta, pentru că va fi de discutat multe decenii din următorul interval de timp al României, depind de ce se întâmplă la anul. Și așa cum par astăzi lucrurile, nu avem multe motive să fim optimiști. Despre asta însă vom avea răgazul suficient în lunile ce vin să dezbatem și să mai povestim de la acest microfon, indiferent unde se va afla el. Până acum a fost la Cluj, acum e la Constanța, cine știe unde va mai fi, dar indiferent unde va fi, noi vom fi aici, comunitatea acestui canal va fi aici și vom comenta împreună ceea ce considerăm a fi relevant și important. Tocmai de asta vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți acest canal și vă abonați la el și îl recomandați și altora, așa cum vă mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook a canalului. Mulțumiri multe pentru faptul că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare și esențial pentru permanența noastră aici online, mulțumesc că vă gândiți să sprijiniți canalul prin Patreon, PayPal și Revolut și sau prin membrii canalului, o funcție al cărei link îl aveți aici de subtul imaginii. A fost la microfon Cristian Ivaneș, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune și să auzim numai de bine!